Din nou în direct la Vocea Armatei cu un nou invitat. Este vorba de data asta de Silviu Manea, practicant al unui sport, hai să spunem inedit. Înțelegem noi ce înseamnă, dar o să aflăm mai multe chiar de la schi alpinist, face Silviu. Mai întâi, bună seara și bine ai venit în studioul nostru de aici, de la Centrul de Sporturi Montane al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. Bună seara și din partea mea. Sărâna. Silviu, așa să ne zici tu, cum te-ai apucat de sport? Bănuiesc că n-ai făcut întotdeauna acest tip de sport, schi alpinist. Într-adevăr, nu făceam. Făceam schi alpin la noi în Zărnești, aveam o pârtie, nu exista pleschiv, urcam cu ele în spate, coboram pe ele. Se organiza un concurs, Memorial Virel Dan, Memorial dânsului, profesor, și acolo m-a găsit antrenorul, Lucian Clinciu, m-a văzut. Urcam, coboram, mi-a propus hai la schi alpinism. Și am zis da, să nu zic nu. Am mers primul concurs, mi-a plăcut, următorul an mi-a făcut un plan, un program, am devenit campion național la tineret și a început un mare program pentru sportul schi alpinism. Și nici 2 ani de zile am ieșit vicecampion european, a urmat locul întâi la tineret în 2005. După aceea, multiplu campion național la tineret, la tineri, la seniori, la vertical, individual, că avem 2 probe. Am fost la campionate mondiale, rezultate destul de bune și am avut așa un mers ascent în sus, ca un munte. Felicitări și dorim să ajungi și mai sus. Haideți să ne întoarcem un pic la povestea asta cu schi alpinismul. Ai spus că sunt 2 probe, dar nu prea am înțeles exact despre ce e vorba. În ce constă competiția mai exact? Se ține în golul alpin, se desfășoară, cam de obicei startul se dau de la 2000 în sus până la 2800, 3000 în funcție de muntele care e în zona unde mergem la concursuri. Este mai complex în sensul că se merge pe schiuri, se pune o pilă de foc pe talpă, se urcă, să zicem, pe o creastă. În zona aceea s-ar putea să fie o coardă fixă, se pune un ham pe noi, se leagă o buclă, o porțiune de 100 de metri diferență. După aceea se pun schiurile pe rucsac, se pun colțarii în picioare. Se merge cu schiurile pe rucsac, cu colțarii în picioare. După aceea se dau iar colțarii jos, se pun schiurile pe picioare, se urcă, la un moment dat ajungem sus. Sus trebuie să dăm pielea aceea jos, se blochează schiurile și coborăm în acel munte off-road. Zis pe schiuri no-pist, sau cum se zice, off-pist, mai bine zis, off-pist. Și după aceea constă, proba individual constă în 1800 de metri diferență nivel, kilometri cam 16-17. Și de obicei sunt 3-4 urcări, maxim. Și se dă start un bloc. Cine și se urmează exact. Urcare sunt anumite fanioare, pe coborâre sunt anumite fanioare. Și cine ajunge primul? Explică-ne și nouă, ce face acea piele de focă? Pielea aceea de focă îți dă voie să înaintezi în față, dar înapoi agață ca o perie, cum să zic. Sau are părul un răspăr. În fața alunecă, înapoi agață. Și nu-ți dă voie să aluneci înapoi. E sintetică, are un lipiș pe talpă. Vreau să întreb dacă e de la focă. Dacă avea una care era naturală, s-ar putea că avea viteză mai mare. Dar există și naturală? Adică chiar e adevărat? Probabil, prin 40-50 erau. Că erau foarte puțin care practicau. Acum e vorba de număr mare de concurenți. La un start de sportul acesta sunt 400-500 de oameni, 300. Să apucăm să tăiem, am rămâne fără. O să revenim un pic acolo. A spus că există o variantă individuală și există și o variantă pe echipe, doi oameni. Și aceeași probă de individual este de unul și mai este și de echipe. Acel de echipe e un pic mai dur, în sensul că se urcă, trebuie să mergem paralel, aproximativ unul după altul, maxim 10-15 metri după altul și un pic mai dur traseul, fiindcă e vorba de echipe, trebuie să ne ajutăm. Și îl fac, nu mai este de 1800 de metri, se duce la 2500. Și atunci e vorba să lucrăm în echipă, concursul e mult mai dificil, mult mai tehnic. Dar e același tip, se urcă, se coboară, individualul cu echipele e aceeași stil de probă. Tu participat la individual sau și pe echipă? Am participat prima dată cu Ionuț Gălițean în 2004, după aceea am făcut o pauză și am revenit în 2016 cu Viorel Pălici, unde am luat locul 11 la mondiale. După o pauză mare de când am mai participat la echipe.
Și mai este o probă care s-a ținut la noi în țară, așa mai sunt încă trei probe afară. La noi în țară se țin doar două. Un vertical, cum ar fi, nu știu, Spaina Brașov, dacă o știți, pârtia de jos, se dă start pe un bloc și merge primul sus, pe pârtie, drept la mare. Tot așa? Pe schiuri și tot? Pe schiuri, cu pielea de foc, numai acolo nu ai echipament obligatoriu. Rucsac, lopată de avalanșe, pips, cască, folie sirus, fluier. Acolo doar bețele, schiurile și viteză. Și cine ajunge primul sus? Mai există o probă, a treia, sprint. Sprintul iar e complex. Se fuge, să zicem, un 10 metri pe schiuri. După aceea se dau schiurile jos, se pun pe rucsac, se aleargă încă 10 metri, iar se pun schiurile în picioare, se mai fac două zigzaguri. După aceea se dau foile de piile de foc jos din picioare, din pe schiuri și se coboară. Și constă în 3 minute, 4 minute maxim proba. E vorba de impuls care și se dă startul prima dată în calificări, se dă din 30 în 30 secunde și după aceea se fac grupe. Asta deja e ca proba de viteză. Viteză, pe viteză este. Da. În final este viteză. Au încercat să facă ceva pentru spectacol, să ne vadă și mai mulți oameni. Că noi când plecăm în munte, ne văd câțiva la stradă. Vă sus pe creste, doar că mai vine cu elicopterul, ne filmează secvențe, nu ne pot vedea tot timpul. Cum e? Bănesc că pierdeți cumva timp să dați jos schiurile, să puneți în rucsac? Nu le pierdem, nu pierdem. E vorba de 10 secunde de dat jos, de pus înapoi în picioare încă de 10 secunde, dat pielea de foc maxim 15 secunde, totul e rapid, fiindcă avem antrenament de 15-16 ani, e meseria noastră și știm să facem. Ne antrenăm, facem antrenamente în sală, le pui pe rucsac, dai jos, scoți bețele pe mână, le pui iar bețele jos și tot. Face parte din antrenament, în afară de pregătire fizică, face parte și cu echipamentul. Câți practicați de schi alpinism sunt în țară? Foarte mult. În țară suntem o medie 40-50, o medie. Afară deci sunt foarte mulți. Deci vă cunoaște, sunteți prieteni, v-ați văzut. O familie, cum s-ar zice, da. Ne știm. Care mai apare, intră în familia noastră. Care ies, ne părăsesc. Dar afară sunt foarte mulți. Am fost anul acesta, am avut ocazia să merg la două concursuri mari, cum ar fi Turul Franței, la ciclism, am fost la schi alpinist, chiar în Franța, și acolo consta proba în 4 zile. Dar cam 2500 pe zi, se aduna 10.000 de metri în 4 zile. Și se urca undeva la 2800, 3000-3200 se urca. Și în fiecare zi era proba pe echipe. Acolo am fost cu Viorel Părici și am obținut locul 22. Un rezultat destul de bun. Sper să ajungem anul ăsta, să intrăm în primii 10. Asta e dorința mea. Acum îmi vedea cum ne pregătim de bine. Acolo sunt 200 de echipe la start. Dar alea 200 de echipe nu sunt, adică toate care s-au înscris. 200 de echipe selectate. Un CV-ul cu palmares bun, adică altfel nu te primește. Dacă n-ai un palmares bun, nu te primește la acel concurs. După aceea, la o săptămână ne-am dus în Italia la un alt concurs, cum ar fi Turul Italiei. Am fost la Tour de Retour în Italia. Și acolo a fost numai 3 zile. Numai acolo a fost un pic mai dur, că s-au urcat la 3800. Când am ajuns pe la 3500, 600, 700, 800, am zis că nu-i chiar ușor schi alpinism. Că n-am urcat. Una e să urci la antrenament și una e să urci la ritm de concurs. Am început să plutesc, chiar și cum se vede la televizor, oamenii cum urcă pe munte încet. Zic, măi, chiar suntem amețiți, chiar nu ne simțim bine. Dar n-am stat mult, aia a fost important. Am urcat și am și coborât. Și ne-am întors iar la 2000-2500, unde eram noi obișnuiți. E un sport foarte frumos, în aer liber, în munte, liber și te dai cam pe unde vrei. Numai că riscul cel mare este avalanșa. De asta aveți căști? Avem, nu, casca este pentru protecția noastră. Avem sondă, pipsul, arba, ca să ne poate să mă găsească colegul sau să-l găsesc eu pe colegul. Folia sirus, în caz de l-am găsit să-l înveles, să-l mai salvez încă un minut, două, trei, până vine altcineva să ne ajute. Și cunoștințele ale noastre despre munte, ca să nu intrăm în... Ai pățit vreodată? Eu nu și sper să nu. Am trecut pe lângă, am fost primul, am trecut, a venit, n-am fost luat, a fost luat chiar și fratele meu, am ajutat, am mai fost la concursuri chiar și internaționale, a fost chiar și fratele meu luat, a fost 30 de oameni luați, n-am fost, m-a ferit. Sper să ne ferească în continuare, dar nici nu mă duc să mă arunc. Deci totul e cumva... Bine, și anii din urmă îmi spune ce să fac. Da, un pic de experiență. Da, îmi spune ce să fac. Nu te duc sau... Spune că trebuie să te pregătești bine ca să fie foarte bine. Și mai bun. Cum te pregătești mai exact acum? Păi pe timp de vară facem mountain bike, un pic de alergare, montană. Ajută mountain bike-ul?
ajută că noi facem manduranță, 2 ore, 3 ore. Pe mountain bike, iar poți să vizitezi, să călătorești munți, dealuri și nu e așa mare uzură. După aceea vine specific, toamna, facem role. Role e același mers ca pe schiuri. Și după aceea începe la Bulea Lac, luna noiembrie, la ghețarul nostru care ne ajută de câțiva ani, în 1 noiembrie avem zăpadă. Și la 1 noiembrie facem pe zăpadă. Atâta că ne ajută altitudinea, începe la 2000, se termină cam la 2350. Un pic cam jos. Un pic cam jos, ne-ar fi trebuit să urcăm pe la 2800. Dar ne mulțumim și cu ce avem. Este bine. Și trebuie pregătire. Fără pregătire nu avem. Plus echipamentul care costă. Nu e ieftin. Dacă vă spun niște sporuri... Dar de ce ne spui, mai bine nu. Nu vrem acum să aflăm. Păi da, e mai bine să nu zic cât costă, ca să poți să apuce oamenii. Și după aceea să vadă. Da, sau oricum cine vrea să se apuce, să începe să documenteze cu siguranță. Dar acum am convinge, de fapt, un copil, să zicem, un tânăr. La ce vârstă crezi că ar fi bine să se apuce un copil? Eu spun, adică cum ar fi, să zicem, că ar fi copilul meu. L-aș îndruma să facă schifon. Se facă pregătirea de schifon. E mai lejere, cu schiuri mai ușoare. Se face cu plată. După aceea urmează un pic de mountain bike, alergare. Și cam schiul alpinism începe la cadeți. La cadeți le dau voie numai la campionate europene sau mondiale. Deci nu altele. Doar o singură probă pe an. După aceea junioratul începe și cu cupe mondiale. Cam la 16 ani ar fi vârstea când copilul deja e și sigur pe ceea ce face. Gândește, știe în ce se bagă. Un copil la 7-8 ani nu e capabil să urce un munte. Nu știe, micuț, nu e copt, cum s-ar zice. Nu e copt. Și de asta ar bine să facă schifond, să învețe și după aceea să urmeze următorii pași. Să învețe să schieze foarte da. Bine asta. Eu zic de schifond, pregătirea schifond, că e o tehnică în schifond. Să alunești pe schiu, să mergi, să știi să alunești pe schifond. Coborârea schi alpină asta nu se mai pune problema. Trebuie să schi, să știi să cobor pe schiuri alpină asta, trebuie să nu mai punem problema. Să fii schior, cum s-ar zice. Aia se face probabil la 2-3 ani. Eu n-am făcut la 2-3 ani, am făcut un pic mai mare. Nu. Deci uite, se poate. Se poate, dar munci foarte mult. Să ai talent munci, exact, foarte mult. Acum, fără muncă, sport nu se poate. Chiar nu se nu poate, se poate dar acum... Oricât talent ai avea. Acum te ajută echipamentul. Un pic nu mai trebuie să muncești chiar 100%. Echipamentele îți mai dau un răgaz. Asta ai văzut când te compari cu ceilalți concurenți. Păi, nu mai vă povestesc când am fost afară, cum eram noi și cum erau ei. Noi nu aveam ocazia la tehnologie. Nu mai pot, că mă întorc înapoi. Eu vreau să merg înainte. Să vedem... Atunci ce urmează pentru tine anul acesta? Dacă anul acesta v-am spus, vreau să ajung din nou la Piramenta. La concursul acesta de 4 zile. V-am spus, vreau să vin prim 10. Sper să mă motivez colegul să... Mă susține că dacă nu am coleg, nu pot să ajung în primele 10. Adică ori el, ori alt coleg, dar trebuie să am unul la fel de bun sau poate chiar mai bun ca mine, majorii, ca să fiu mai motivat. Și sperăm și la campionatul mondial să fac un rezultat destul de bun. Sunt sceptic un pic, dar... Păi ce nu trebuie? Vorbești mai devreme. Așa trebuie, să-ți propui într-adevăr. Îmi propun, dar nu pot să vorbesc... Chiar nu trebuie să fără știrea mea. Trebuie să te întorci de acolo cu rezultat foarte. Da, vreau să fac, cum am făcut și anii anterior, vreau să fac ceva mai bun decât s-a făcut. Adică să cresc, nu să... Și să motivez... Cine știe, o generație următoare. Da, dumneavoastră, e cam greu să motivez un copil, a cuiva, să facă sport, dacă nu vine dintr-o familie care merge pe munte. Da, sau... Cumva, nu știu, măcar să vadă la televizor și să... Se vadă, dar totuși trebuie să fie un copil din familie, care oamenii merg pe munte. Câți colegi mai ai la schi alpinism? Mai am un coleg bun, Gălițeanu Ionuț, care o să urmeze. Da. A făcut acum antrenor la escaladă, m-a părăsit din sport, adică din sport de profesionist, dar face pe antrenorul. Dar a mai rămas Virel Pălici și sper să mai vină. Ceva din urmă, asta, de asta. Sper, acum le trebuie 3-4 ani minim să ajungă la nivelul nostru. Poate vor veni. Poate ușor. Da, poate da, va veni. Propaganda. Copiii se îndreaptă din ce în ce mai mult spre sport și cine știe, veți avea noroc. Noi îți mulțumim, felicitări pentru tot ceea ce ai realizat până acum. Îți dorim mult succes. Mulțumesc. Pentru că ai nevoie, e nevoie de multă muncă, dar este. Și un pic așa de... Susținere avem, din partea clubului și de un comandant. Sunt convins este la maxim.
mai departe, mai depinde și de voi. Păi nu mai de noi. Și șansa este a noastră, dar dacă noi nu vrem, nu avem. Da. Și de un pic de șansă. Să n-ai avalanșe, să n-ai probleme cu echipamentul, să n-ai niciun fel de alte probleme și cine știe, poate toate lucrurile la sunt așa de bine și vor fi bine. Nici voi nu trag, dar... În continuare, mult succes și mulțumim. Silviu Manea, Schi Alpinism la Centrul de Sporturi Montane al Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. Ne întoarcem la muzică. Ți-a auzit deja, mai avem un invitat, îl așteptăm și pe el în câteva minute. Rămâne special alături de Vocea Mare.